un ban cinstit din sucuri naturale. Azi am avut o experiență care a început prost și s-a terminat bine. S-a terminat cu acest gând că e o zonă de piață încă cu potențial mare de exploatare. Am avut o întâlnire dimineață la birou unui coleg. De obicei când mă duc la el, îl întreb: bă, vrei să iau eu ceva? Ai tu cafea? Că nu, eu nu beau porcării de cafea. Și atunci și a zis: bă, dacă ai chef, oprește-te, ia-ți o cafea și mie ia-mi un suc de ăla de trandafiri, marca cu tare. Am și uitat marca, dar am luat exact din cafeneaua de unde știa el că o găsesc. Mă duc la cafeneaua aia, îmi iau cafeaua mea și cer două sucuri de trandafir, trandafirul vieții. Fac această paranteză pentru că eu urăsc mirosul și gustul de trandafir, adică nu înțeleg prezența acestui miros nici în mâncare, nici în desert, nici în parfumuri, nici în odorizantul de cameră. Cumva, dacă îmi dai să miros trandafir, simt că îmi cresc țâțe și fustă. Și am avut, deci plecați de lângă mine cu mirosul ăsta. Reacții psihologice de traumatizat, desigur. Iau mizeriile alea de trandafir și după ce că eram așa scârbit că sunt nevoit să cumpăr așa ceva, îmi și zice ăla barista: 10 lei bucata. Deci nu luați ce urmează ca un acces de zgârcenie. Dar dacă nu-mi place produsul, mi se pare că e scump. Și erau două sticluțe, jur, un pic mai mari ca un Red Bull. 200, maxim 250 de ml, dar cred că este de 200. Și cum, mă, porcărie asta 10 lei? Bă, dacă vroiam o porcărie de orice fel, luam o Fanta, mă. Luam o Fanta, numai chimicale și zahăr. Pula mea, turnăm în noi, simțim gustul de portocale și de lămâie, deși în fabrica aia probabil că a fost văzută ultima oară o lămâie la inaugurare. Adică, fuck it. Și zic, dă-mă în coasă, văd pe etichetă, ce pula mea dau eu 10 lei pe bucată, că iese 40 de lei sau 50 de lei litru. Repet, nu știu cât are sticluța. Zic, pana mea, cu banii ăștia iei două sticle de purcari, iei de la Mega, desigur, nu la cârciumă, iei un kil de pălincă rezonabil, adică și morții măsii. Și citesc eticheta. Bă, șoc cultural. Țineam în mână un suc care avea singurul produs de sinteză chimic acolo, era conservantul. Pentru că și fără ăla nu se poate, adică și mama punea conservant la la murături, la conserve, adică știu, fără conservant nu poți să ții un produs. Pentru că un produs natural se strică. Adică, bă, ăsta avea doar apă carbogazoasă, nu carbogazeificată, adică nu sifon. Apă de minerală, naturală. Esență de suc concentrat de lămâie, din pulpă, ulei de trandafir, esența pulii mele, mă rog, toată eticheta era cu produse naturale. Și mi-am retras gândurile mizerabile și înjurăturile, zic, uite, bă, că sucul ăsta probabil că de-aia e 10 lei, știi, că e așa cum e. Și mă duc la firmă acolo și mi-i împărtășesc cu cei doi amici gândurile mele mizerabile cu produsele de trandafir. Îi retrag o săpunală, bine că beau mizeria asta. Apropo, când au scos dopul, mie venea să ies din cameră. Și am discutat un pic despre asta și mi-a zis: bă, păi stai, nu te mai căca pe tine, că la locul 10 lei, la Mega e 11. Și în momentul ăla s-a făcut lumină în capul meu. Mega, Mega Image, Delhaize, frate, ăia nu vând nimic dacă nu pun măcar 150%. De obicei pun 200-400%, adică adaosurile comerciale complexe, adică cu tot cu taxă de raft, cu tot cu, știți că ăștia cu retail au niște mici măgări ca băncile. Nu scap de ei nepăcălit dacă vinzi marfă. Deci ăia, dacă e 11 lei în Mega, produsul ăsta, eu vă spun că la producător este între 3 și 4 lei cu tot cu TVA. Ceea ce înseamnă că fără sticla, avea sticlă de sticlă, nu de plastic, fără dop metalic, frumos cu filet, etichetă, marketing, adică băieții au avut niște lei și niște marjă ca să ajungă să scoată produsul ăsta. Nu e, cum să zic, nu cred că câștigă foarte puțin, cred că câștigă destul.
Deci dacă e 4 lei, 5 lei maxim cu tot cu TVA, înseamnă că sucul din ele, împărțiți prețul ăsta la 3, da? Producție, profit, cheltuiel de funcționare, și o să vedeți că sucul din el este, costă 1 leu, 1 leu 50, adică litru de suc fucking natural de port de trandafiri, repet, cu siropuri concentrate, nu din trandafiri storși de o tanti, iese la 3-4 lei litru. Litru. Și asta înseamnă ceva foarte, foarte bun pentru oricare din voi. Pentru că, uite, eu am găsit asta. Eu frecventez multe localuri și apreciez foarte tare când un local vine cu, pe masă, în felurile de mâncare, la deserturi, pe acolo, cu ceva ce nu e de la Selgros sau de la Metro. Cârciumarii știu că clienții apreciază așa ceva și atunci își caută tot timpul furnizori. Ăla ia pui bio numai de la tanti cu tare. Ăla și-a o brânză, îi aduce unul de la Sibiu. Unul și aduce măsline direct din, și portocale direct din Grecia. Și e cu totul altceva față de ce știm noi. Cafeaua la fel, e de la mama ei. Bă, la sucuri piața e goală pe zona asta. Și eu vă spun că dacă vă organizați în familie, că să faci un suc, să mă ierte sfântul, e fix pula de făcut. Adică îți iei apa de calitate bună, îți faci o rețetă mișto, da? Îți iei un concentrat ăsta natural și faci niște sucuri absolut delicioase, pe care le poți vinde unor localuri din orașul tău. Eu cred că asta e un business mai bun decât să lucrezi cu Mega. Dovadă că, uite, în cafenea era prețul mai jos. Și să vindeți volume foarte mari, fie îmbuteliat la chestii de astea mici, atractive, fie vrac, pentru că într-o cârciumă, de exemplu, așa cum îți aduce fresh-ul la pahar, poate să-ți aducă și un suc natural. Și eu o să faceți bani. Pentru că, uite, eu eram șocat că prietenii mei dau, dacă m-au trimis să iau de acolo, înseamnă că ei plătesc produsul ăla, da? Frecvent. Și le place. Dacă un român de condiție medie dă 10 lei pe un suc natural cât un pahar, bă, ăsta-i semn bun de business. E semn că sunt alții care cumpără și mai scump pentru copiilor și sunt unii care vor plăti des să consume așa ceva. Și asta înseamnă că cineva care își bate capul să facă 50-100 de litri de suc natural, să-l vândă pe o platformă de tip, habar n-am, ăștia cu livrările, în 10-20 de cârciumi și cafenele, și pe un site propriu, prin cunoștințe, relații, bă, poate să facă o pălărie mică, mare de bani. Adaug și că dacă te apuci de business-ul ăsta, autorizarea e foarte lejeră. Adică eu am vizitat toată o bucătărie din mediul rural care își ceruse autorizarea pentru fabricarea de zacuscă. Bă, nu le-au cerut luna de pe cer, le-au cerut gresie, faianță, chiuvetă de inox. Dacă nu mă înșel, le-au cerut să fie o încăpere separată pentru nu știu ce, depozitare, cred, să nu amestece produsele în frigider, asta o știam, adică n-ai să pui carne unde pui fructe, și o chiuvetă cu acționare cu piciorul le-au cerut, care din nou nu e scumpă. O bucătărie de bloc poate fi autorizată foarte ușor, foarte ușor, pentru producția de diverse chestii. Cu vânzarea, v-am spus cum aș face eu și cum ar merita să faceți voi. Iar piața sucurilor naturale, că după ce am vorbit cu ei, am intrat să-mi iau țigări dintr-un supermarket, în Carrefour Market am intrat, și m-am uitat cu mare atenție la raftul de sucuri. Bă, au ei niște sucuri de alea la cutii, Granini, Granata, Fener, dar nu e nimic natural acolo, adică adică nu se compară cu ce era în sticla aia. Pe orice cutie sticlă de suc din magazin, găsești și 12 chimicale. Bă, pe asta nu era decât conservant. Deci cumva produsul ăla e în piață în mod natural și stă foarte bine la calitate. Și nu e greu de făcut, adică, repet, să faci suc, nu e ca și cum ai face ciorbă, ceafă la grătar, să știi, să timp, să nu trebuie doar să dozezi corect marfa, să nu te zgârcești, să iasă o bălărie și să nu fie o janghină împuțită, adică să menții locul ăla curat, sticle curate, să lucrezi așa mai cu mânuși, mai pe eleganță, mai pe frumos. Să faci o etichetă FX, pix, intri pe Canva, să faci ce design vrei,
Dacă duci la o tanti de asta cu un birou de copiat acte, imprimat tricouri, îți face aia 2000 de etichete cu 1000 de lei, adică este foarte ușor. Și eu vă recomand să începeți ceva. Chiar dacă nu vă și autorizați din prima, investiți niște bani în ce vă trebuie. Scoateți 500, 1000, 300, nu știu, 20 de chile de suc bun și dați-l în anturajul vostru. Dați-l cu paharul, cu sticluța. Bă, uite, vreau să fac asta. Spune-mi, dacă îți place, spune-mi cât ai plăti pe o sticluță. E loc, băieți, e loc căcălău. Sunt o droaie de localuri care încă nu vând decât sucurile alea, că ți-aduce, au și ăștia din Horeca, un micism sufletesc, pentru 3 frigidere pe care ți le dă Coca-Cola și 5 umbrele, semnează contract și vând doar chimicale, adică nu mai găsești altceva. Și nici ei nu-și bat capul să caute, dar eu zic că dacă ar veni cineva la ușă, vă pot aduce zilnic, cum vă aduce baba aia cu bicicleta laptele de la țară, vă pot aduce zilnic 5 litri de suc de ăsta natural. Eu zic că ai vinde. Și eu zic că ai vinde pe bani frumoși, că tocmai v-am explicat cât de puțin poate să coste mini sticluța aia de suc de trandafiri la 10 fucking lei bucată. Da. Asta e povestea de azi. Pentru anul ăsta vreau să vă mai rog ceva la capitolul un ban cinstit. Dacă aveți voi idei de afaceri și vreți să le evalueze cineva potențialul, puteți să mă întrebați, pentru că eu, cel puțin în ultimii 10 ani, cred că am văzut și vorbit cu 1000 de proprietari de startup-uri, de generatori de idei. Am și înfiat, dacă vreți, câteva startup-uri și le-am promovat gratuit, pentru că mi-au plăcut foarte mult ideile din spatele lor, sau oamenii care le făceau, sau scopul pentru care își căutau autonomia financiară. E loc, e un an bun, 2022 să fie un an în care tot mai mulți oameni o să decidă să trăiască mai sănătos, să mănânce mai puține porcării, să bea mai puține mizerii colorate. Și o să fie și ceva bani în piață, că vine aia din PNRR și aia din fonduri și o droaie de investiții străine, ca ai noștri spă pauperitate. Și atunci vin străinii care vin cu stilul lor de viață, cu nivelul lor de trai, cu modul lor de a consuma. Și tot consumul ăsta se va reflecta, se poate reflecta în prosperitatea ta. Așa că apucă-te să faci bani, tati, că e de... ai cu ce, ai cu cine și precum vezi, ai și cum.